Așa este. O să revin și la conținut și o să revin puțin și la educația profesională în spiritul Evangheliei, în spiritul creștin, pentru că aș vrea să accentuăm puțin capitolul acesta al discuției noastre, pentru că e foarte important pentru generația noastră. Aș vrea totuși să ne uităm la o problemă pe care noi avem de zeci de ani, probabil, în România, și a fost de foarte multe ori atras semnalul de alarmă de către mulți dintre de dumneavoastră și de mulți alți oameni care iubesc viața. De curând în România s-a desfășurat Marșul pentru Viață online de data aceasta. Știu că în fiecare an, cel puțin câțiva ani la rând, și noi, Producens Media, am participat la Marșul pentru Viață la Oradea și în toate multe alte orașe s-a desfășurat. Problema aceasta a vieții, a promovării vieții încă de la concepție, este una din problemele noastre ale României. Un alt capitol la care ONG-urile neomarxiste, acum dați-mi voie, le spun pe nume, nu mai le zic altfel, au o mare activitate și promovează foarte mult, este numărul crescut de avorturi în România. Multe milioane de avorturi, din cel puțin din 90 până în ziua de astăzi, și, din păcate, trendul acesta se menține și tocmai motivul pe care ei îl invocă este lipsa educației sociale, lipsa educației sexuale și apoi lipsa accesului la aceste metode de contracepție. Dar sunt legate una de alta. Ce părere aveți? Deci, mai întâi, avem de-a face cu o situație deosebit de complexă. Imediat după decembrie 89, România a primit din partea unor state europene clinici complet dotate pentru avort. Dintr-o dată, la sărăcia și la necazurile pe care le-a avut o societate istovită, venită după 45 de ani de comunism, oameni care dintr-o dată s-au trezit și în acele schimbări ale valorii banilor. Dacă vă aduceți aminte, în anii 90, cine avea la cec în 89 10.000 de lei, era un om care a considerat că și-a asigurat ceva venit pentru zilele bătrâneții. Dintr-o dată au fost acele reforme monetare și cu 10.000 de lei nu mai reușeai să-ți cumperi un kilogram de parizer. Oameni care s-au trezit dintr-o dată în sărăcie. În această lume a sărăciei, România a fost invadată de filme erotice, de filme de noapte. Dintr-o dată s-au deschis tot felul de discoteci în care s-au distribuit droguri etnobotanice. Și tinerii României și familiei României au fost expuse unei agresivități sexuale extraordinare. Și la această invazie, la acest asalt sexual asupra României, o țară care ieșea după 45 de ani de pușcărie comună, o țară între patru ziduri, dintr-o dată oamenii au fost împinși înspre un comportament irresponsabil, un comportament extrem de periculos. Și în loc să li se atragă atenția că toate aceste lucruri au consecințe, avortul a fost promovat ca și drept al omului. Asta înseamnă dreptul omului de a ucide prunci nevinovați în pântecele mamei lor. Dar, ca să nu ne culpabilizăm singuri, rata avorturilor este foarte mare și în celelalte țări dezvoltate. Domnule Cătălin, și celelalte țări au rate ale avorturilor înspăimântătoare. Mi-a trimis cineva azi dimineață o statistică în care ne spunea așa: de la declararea pandemiei până la sfârșitul lunii mai, au murit vreo câteva sute de mii de oameni datorită virusului COVID-19. Dar în timpul acesta au fost avortați 12 sau 14 milioane de copii. 14 milioane de copii avortați pe glob în perioada aceasta. Nu datorită lipsei educației sexuale, ci datorită lipsei credinței în Dumnezeu. Că atunci când cineva are credință în Dumnezeu, știe că viața este sacră, este sfântă de la concepție până la naștere. Și oamenii cu credință în Dumnezeu, chiar dacă s-au luptat cu lipsuri materiale, oamenii aceștia
și-au crescut copiii și-au împărțit bucata de pâine sau fiertura de urzică sau de lobodă. Au împărțit-o cu ei și unii dintre noi știm ce înseamnă sărăcia, că am prins și vremurile sărăciei. Dar a venit această revoluție sexuală însoțită de urmarea ei. Să nu ai consecințe. Trăiește irresponsabil. Și din această pricină avem un număr mare de avort. Revin însă din nou. Dacă ar fi un singur copil omorât nevinovat în pântecile mamei lui, trebuie să vorbim cu aceeași intensitate și cu aceeași convingere. Statistica ne arată doar ce se poate întâmpla cu o țară în care oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, de respectul pentru viață și de responsabilitatea relațiilor sexuale în contextul familiei. Din păcate, în această perioadă a pandemiei, mulți dintre bolnavii cronici nu au avut acces la serviciile medicale și aici vorbim nu numai de România, vorbim și de țările mai dezvoltate decât România. Dar, în schimb, în multe țări din vestul Europei, accesul la clinicile de întrerupere de sarcină a fost prioritizat datorită faptului că au crezut sau s-a decis că acesta fiind un serviciu esențial. Un cuvânt, a zice, nepotrivit pentru uciderea unui prunc nenăscut, dar asta este cultura în care trăim, cultura care se plombează cu atâta mare agresivitate în toate mediile, inclusiv se încearcă la nivelul copiilor din România, din fragedă pruncie, a spune. Este o cultură care devalorizează viața. Este o cultură care acordă mai multă cinste, mai multă valoare plantelor și animalelor decât vieții copiilor nenăscuți. Ori ce mi se pare absolut revoltător este că acești neomarxiști care sunt atât de preocupați să învețe pe copii să facă sex de la vârste tinere, n-au nimic de spus în problema opririi avorturilor, n-au nimic de spus în problema eradicării sărăciei, în problema etnobotanicilor, a celorlalte droguri, în problema alcoolismului, în problema care frământă la ora actuală și vă spuneam, când migrația României este la proporții înspăimântătoare. Domnule Cătălin, la ora actuală, faptul că au plecat din România milioane de oameni nu înseamnă doar că am pierdut cetățeni care lucrează, oameni care muncesc aici și copii în școlile noastre. Ne-a plecat bazinul genetic a țării. Deci zestrea noastră genetică a plecat. Plângem după tezaurul de la Moscova, dar ne-a plecat un tezaur mult mai scump. Tezaurul genetic. Gândiți-vă la câte inteligențe superioare, la câte talente, la câte valori ale României au plecat din țară și în decurs de o generație nu vor mai fi români. Dar, dintr-o dată, neomarxiștii n-au probleme câtă vreme pot merge cu educația sexuală ca să ne bulverseze copiii. Pentru că ținta lor este nu copiii aceia abandonați săraci, ci copiii normali. Copiii care cresc în familii sănătoase, care merg la biserică, aceia sunt ținta. La ei trebuie să ajungă. De aceea este această îndârjire să introducă educația sexuală în școală, de la vârste tinere, ca să-i poată bulversa.